La Portiței, în județul Tulcea, doi soți din Iași au fost găsiți morți în zona complexului din stațiune. Din primele informații ar fi vorba despre o crimă urmată de sinucidere. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul a fost găsit înecat, iar la o distanță de aproximativ 2 km a fost descoperit și cadavrul femeii, care prezenta o plagă adâncă în zona gâtului. Cazați la un hotel, la Gura Portiței, cei doi ar fi trebuit să predea camera duminică la prânz, însă pentru că nu au ajuns la recepție să predea camera, personalul i-a sunat. Apoi un angajat a mers în cameră, dar aceasta era goală. La scurt timp, pe plajă a fost descoperit cadavrul bărbatului, iar la aproximativ 2 km a fost găsit și trupul femeii, care prezenta urme de violență și o plagă adâncă în zona gâtului. Potrivit anchetatorilor, cel mai probabil este vorba de o crimă urmată de sinucidere. Bărbatul ar fi plănuit crima, a luat cu el un cuțit și a plecat alături de soție la plimbare. Când a considerat că e destul de departe, a încercat să o omoare. A urmat o luptă, dovada urmelor descoperite pe corpurile celor doi, dar în cele din urmă, cu câteva lovituri în zona gâtului, femeia a fost ucisă. După crimă, bărbatul a revenit în zona complexului, a intrat în mare și s-a înnecat. Cei doi erau căsătoriți, aveau în jur de 45 de ani, 3 copii și, conform surselor judiciare, ar fi deloc dintr-o comună din județul Iași. Scandalurile erau la ordinea zilei în această familie, bărbatul fiind cel care și agresa frecvent soția pe fondul consumului de alcool. A fost o femeie cu minte, harnică și el a fost un ninoroșit care a bătut tot timpul când i-a dat averii, părinții. Așa, bătut o rău, da. Bătut o rău, urât, a stat în păduri. A fugărit-o. Da, de acasă. Când nebune, el nebune. Când bie, el nebune. Cercetările sunt în plină desfășurare, iar anchetatorii încearcă să găsească arma crimei. Eșecul